Ai spus ceva? O poezie dedicată doamnei de Adi Stelian Rădulescu. Din norii gri, doamna plânge, grebla minții gânduri strânge, pe dinții ei câteva frunze mai sunt. Privindu-le, o melancolie mă ajunge, gândindu-mă că toamnei îi este greu să stea lângă frigul iernii mereu. Anotimpurile însă nu au teamă cât au tată timpul și vremea mamă. O răsplată trăirii noastre ne dau, amintindu-ne să avem bună seamă pentru a sentimentelor casă, unde ele țes dorințe de mătasă. Ai spus ceva, vecine? Mă-ntreabă un fior care vine, pătrunzător în urechea mea, într-o constatare de sine. Să treci cu bine și iarna asta aș vrea, oricât ar fi ea de rece și de grea. Răbdarea cu voința este soră, speranța tomnatică îi este noră. Astfel poți simți ceea ce nu vezi, asemeni pașilor vremii rotiți în horă. Doamnă, te rog, mă crede, măcar odată, deși știu că n-ai să mă crezi. Natura și viața sunt în noi oamenii totul. Însuflețirea trupului este tortul, ca un dar bine meritat primit. Eu așa socot că anotimpurile ne învață în trupuri portul. Și de aceea ele mereu pot să se implice cu sentimente ca frunzele toamnei peste tot.